Documentar. Avea 28 de ani când a încercat să se sinucidă. Își omorâse dragostea. Bună seara, sunt Adriana Stoicescu și vă invit în câteva momente să urmăriți Condamnații, emisiunea celor de după gratii. Era căsătorit de aproape un an. Raluca, soția sa, voia însă să divorțeze. Nu a suportat ideea și a atacat-o cu sălbăticie. Femeia a murit pe loc. Bărbatul din aceste imagini a ajuns în închisoare în urmă cu 4 ani. A primit o condamnare cu ani grei de închisoare pentru una dintre cele mai grave fapte penale, omorul. Și-a ucis soția după o criză de gelozie. Avea 28 de ani și visa la un viitor plin de fericire alături de soția sa, Raluca. Cum ai ajuns în închisoare? Într-un moment de nervos, primind o veste neașteptată de la soție, mi-am omorât soția. Aveam o relație de 10 ani, la doar 2 ani de când reușisem să ne trecem legitim și religios în acte, am strâns și noi o sumă de bani și ne-am împrumutat în bancă pe 30 de ani, am făcut un credit ipotecar, ne-am luat un apartament în Timișoara. M-am apucat, l-am renovat, l-am mobilat, era a doua seară de când reușisem să ne mutăm. În ziua respectivă cărasem toate lucrurile de unde am stat în chirie cu părinții soției. M-am dus, am luat-o de la servici, am văzut-o că era foarte supărată, abătută. Am întrebat-o ce are, unde e veselia aia, că de 10 ani de zile asta ne doream și noi să ne luăm o casă noastră, să facem un copil. Până la urmă și-a luat inima în dinți și mi-a relatat că vrea să ne despărțim, că și-a găsit pe altcineva la lucru. Am avut un șoc foarte imens, nu știam ce să fac. Pe moment i-am spus că nu-i fac absolut nimic, dar să știe că o să plec de acasă cu mașină, o să fac un accident și o să-mi iau viața. Ia o zi ce vrea să fac, mi-a ascuns cheile la mașină fără să observ. Când am vrut să plec, sub nicio formă nu am putut să o conving să mi le dea. Aveam cu ea discuții acolo, întrebam ce a fost și ce a fost în neregulă cu relația asta, de a făcut treaba asta după 10 ani de relație, chiar după 2 ani de când ne-am trecut în acte, asta ne doream și noi să facem un copil, casa noastră. Dădea din umeri, nu știa ce să zică, că așa simte și pe baza nervilor a sunat-o și respectivul băiat cu care a început o relație, era ora 11 noaptea. Pe baza nervilor am pus mâna pe un cuțit și i-am lovit-o de mai multe ori. Realizând că i-am luat viața, m-am înjunghiat și eu în burtă, în piept. Prin mai multe metode am încercat să-mi iau viața, nu reușeam nici de cum. Căutând prin apartament, ceasul se făcuse ora 2 noaptea, am găsit cheile mașinii. M-am suit la volanul mașinii și la ieșirea din Timișoara, pe calea Lugojului, pe un drum drept, am intrat frontal într-un stâlp de beton, cu gând să-mi iau viața. Venind organele de poliție, ambulanța, eram șocat, nu vorbeam, nu ziceam absolut nimic. Până la urmă, le-am relatat că mi-am ucis soția. Le-am dat adresa apartamentului, le-am spus cheile din contactul mașinii că acolo este cheia de la apartament. Eu am fost dus de urgență la spitalul municipal, am fost operat pentru că atunci când m-am înjunghiat mi-am tăiat intestinul subțire. În dimineața respectivă, când mi-am revenit din operație, am văzut că eram păzit de 2 polițiști la ușă. Oamenii din salon se uitau pe diferite posturi de televiziune și am văzut și cazul cu mine la știri. N-a mai durat o oră sau două de când mi-am revenit, când a apărut și anchetatorul cu procurorul de caz. Am început să le povestesc tot ce s-a întâmplat de la început, cu lux de amănunte, și am fost condamnat la 15 ani de închisoare. Sorin a venit în fața camerelor de luat vederi, plin de remușcare și cu o amărăciune imensă în priviri. Povestește cu luciditate tot ceea ce a făcut,
așteptând o iertare care nu vine de niciunde. După 10 ani de relație, Sorin și Raluca deciseseră să se căsătorească. Cu banii de la nuntă și cu ce au mai pus deoparte, au făcut un credit la bancă și au cumpărat un apartament. Familia ce a spus? Părinții mei au rămas șocați când au auzit ce s-a întâmplat. Eu, în această relație de 10 ani de zile, am făcut foarte multe sacrificii pentru soția mea. La începutul relației lucram ca șofer de tir. Făceam comunitate, stăteam foarte mult plecat. Ea era în clasa 10 la liceu în Târgu Jiu. Terminându-și studiile ăstea liceu, am stat de vorbă și am căzut de comun acord să mă las de această meserie, că stăteam foarte mult plecat și am zis că nu putem face o familie fericită așa. M-am lăsat de meseria asta de șofer. Părinții soției lucrau în Timișoara. Era și fratele în Timișoara. Ea se trăgea tot din Oltenia, de acolo de unde suntem noi. Am venit la Timișoara cu ea, m-am îndepărtat foarte mult de familie, foarte rar mai mergeam acasă. Am stat în chirie, am muncit prin construcții cu tatăl ei ca să pot să o țin la facultate. După facultate și-a făcut și masterul. Nu de mult își terminase vreo 6 luni studiile, s-a angajat să-și ia ca șefă de magazin la un mini-market. Asta ne doream, să reușim să ne mutăm și noi la casa noastră, vorbisem să meargă să-și facă niște analize, să facem și noi un copil. Și în ziua respectivă eu chiar cărasem toate hainele de unde a stat în chirie cu părinții ei. Și bucuria aia mare era și a părinților mei și a ei. Când ne mutăm, suntem la casa noastră, nu știu ce a fost în capul ei de a lua decizia asta și chiar în momentul ăla, atunci de față, erau toate lucrurile nedespachetate, nimic, apartamentul renovat, tot. Mi-am zis, de ce ai făcut treaba asta? De ce nu mi-ai spus de la început? Tătea de numer, zicea că nu știe ce se întâmplă cu ea, că vrea să fie cu băiatul respectiv de la lucru. A și sunat-o el la ora 11 noaptea când am făcut faptă. A sunat-o, a vorbit cu ea, probabil vorbiseră ei ceva, să vrea să vadă ce veste mi-a dat, dacă probabil că ea zicea că a doua zi vrea să se mute cu el. Și pe baza nervilor am pus mâna pe acel cuțit și i-am luat viață. Părinții sunt, mă susțin, dar pe lângă mine suferă și ei foarte mult. E singur la părinți? Nu, mai am 2 frați, unul mai mare și unul mai mic. Ei cum au reacționat? Păi, nu știu dacă a durat nici 4 ore de când n-au auzit ce am făcut, au venit repede la Timișoara, de la Oltenia, distanța e foarte mare. Ei mi-au spus de multe ori când mergeam pe acasă, foarte rar mai mergeam pe acasă. Îmi ziceau că m-am schimbat, ce se întâmplă cu mine, dar eu am iubit-o foarte mult pe nevasta mea și oarecum mi-am lăsat deoparte pentru ea. Vă dați seama, am venit aici la Timișoara de la meseria de șofer să te duci în construcții, să muncești în construcții ca să poți să fii pe fiecare zi lângă ea, să fiu, să nu mai zică că-ți pleca de acasă. Am făcut multe sacrificii, dar nu știu de ce a avut în cap. 7 ani am stat în concubinaj, în 2016 ne-am căsătorit, am făcut nuntă frumos în Oltenia, totul bine. Pusesem și noi banii aia deoparte de la nuntă, ce-am mai strâns eu cât am fost șofer. Ne-am băgat în bancă pe 30 de ani. Tatăl meu mi-a spus, când a auzit, mă, Sorine, tată, nu-i bine, uite, vă mai ajutăm și noi, hai, luați-vă un apartament în Târgu Jiu, nu vă băgați în bancă cu vremurile care sunt. Ea n-a vrut, pentru că avea familia în Timișoara, fratele, las că, uite, facem un copil, viitorul copilului este mai bun la Timișoara, nu știu ce. Am făcut ce a vrut ea, nu i-am ascultat. Și când am dat de ele, acum aici, în închisoare, am realizat și eu ce. Nu vedeam decât așa în față. Ce zicea ea, aia făceam, am iubit-o foarte mult și îmi pare rău că s-a întâmplat acest. Raluca avea 25 de ani când a fost ucisă. Anchetatorii veniți la fața locului s-au îngrozit. Au găsit-o pe tânără în holul apartamentului. Era înjunghiată în spate cu un cuțit de bucătărie. Pe pereții holului era scris cu sânge, ți-am spus să nu mă înșeli. Câți ani avea? 28 de ani am avut când am căzut la pușcărie. Și ea câți ani avea? 25 de ani. Ce facultate terminase? Mini-market și ăsta, masterul tot pe marketing. Pe marketing a terminat facultatea. Avea vreo 6 luni, când era la master, lucra part-time cu 4 ore la un profe de ăsta mic în Timișoara. Și văzând că
dânsii de acolo care facultate, îi mergea capul, i-a dat în primire un magazin. Într-adevăr, ea în ultimele luni stătea foarte mult la lucru, zicea că are de lucru, că nu are oameni, nu știu ce pe acolo, dar nu am simțit nimic, să zic că s-a îndepărtat deodată așa. Acolo i-au adus un băiat care era sub ordinea ei, toată ziua vorbea de el, zicea că mă mai povestea seara când stăteam cu ea, că uite, colegul meu de lucru are probleme cu soția, că se droghează, aveau și un copilaș de un an și ceva, băiatul respectiv care intrase în relație cu ea. Și i-am zis, bă, nu mă interesează, da, noi să fim fericiți, am ajuns să ne luăm și noi casa noastră. Eu munceam din greu ca să renovez apartamentul ăsta, cât ea era la lucru de când l-am luat. Și asta era bucuria mea, să ne mutăm amândoi, să fim fericiți și noi. Că am stat o perioadă în Timișoara și singuri, plăteam chirii la un alt apartament. După aia ne-am mutat cu părinții să nu mai plătim atâta chirie, să împărțim cheltuielile cum ar fi. Și era o bucurie pentru mine că a ajuns să mă mut și eu la casa mea. Și îmi doream foarte mult ca să fac un copil. Vorbisem să intre și într-un prenatal, eu să merg la muncă în continuare. Cum a fost când ai auzit condamnarea? Mă așteptam, sincer să fiu, la fapta pe care am făcut-o, mă așteptam să primesc. Eu consider că în cazul meu am fost condamnat pe drept. A fost greu, dar trebuie să-mi accept pedeapsa. În viața unui om sunt conștient de ce am făcut. Întâlnirea cu închisoarea, cum a fost? În primul an, cât am fost preventiv până am rămas definitiv, nu m-a șocat nimic, nu m-a interesat nimic. Eram doar cu gândul acolo ce se va întâmpla, ce pedeapsă o să-mi iau. Mi-a fost foarte greu. Dar am fost în penitenciar de semideschis la Timișoara acolo. Când am rămas definitiv, am fost adus aici. Mi s-a stabilit un regim de executare, primii 2 ani mi s-a dat maximă siguranță. Am fost dus pe o secție de maximă, unde erau numai pedepse mari, era staționare, nu lucra nimeni. Tot felul de caractere de oameni. Cum să zic, am văzut multe, am auzit multe, foarte greu. Nu pot să spun că nici acum nu mi-este greu, că anul acesta, în ianuarie, mi s-a schimbat și mie regimul, sunt la regim închis. Am stat 3 ani de zile pe maximă siguranță, un an preventiv și acum, din ianuarie, sunt aici la închis. Vecinii au povestit polițiștilor că tinerii se mutaseră de curând. În seara fatidică au auzit certuri. Raluca a țipat tare la soțul său. El, la rândul său, i-a reproșat, tot țipând, că îl înșală. Anchetatorii au aflat că bărbatul lucra de mai multă vreme în Germania. Era mai mult plecat. De asemenea, Raluca avea o funcție de conducere la un supermarket din oraș. Era mai toată ziua plecată la serviciu. Cum a fost pe maximă siguranță? Foarte greu. Sunt anumite persoane care sunt liniștite, au pedepse mari, nu-i mai caută nimeni. Pe când alții au luat-o pe partea cealaltă, rea. Rapoarte, tot felul de lucruri fac să supraviețuiască de pe zi pe alta. Foarte greu să stai în cameră cu anumite persoane, să te ferești, ca să nu cumva să-mi fac un raport, că nu mai ajungeam la regim închis. Un raport aici te costă foarte mult. Și așa am executat acei 2 ani de maximă siguranță, am muncit, mi-am văzut de treaba mea și tot am primit 10 luni amânare. Încă 10 luni de maximă și după aia mi-a dat drumul la închis. Mi s-a spus că pedeapsa e foarte mare și mai am mult până la termen. De-aia am primit amânarea, dar cincimea era executată. Am executat și acelea 10 luni, munceam, cuseam papuci pe maximă siguranță aici. Și mi s-a schimbat regimul. Ți-aduce aminte ce ai gândit în prima noapte la închisoare? Mai nimic. Când am făcut fapt atunci, am stat 5 zile în spital cu poliția acolo, mă păzeau. După aia am fost dus pe un spital penitenciar până mi-am revenit. Apoi am fost adus pe arest. Cum să spun, mă gândeam numai la asta, ce se va întâmpla. Mai vorbeam cu părinții mei, îmi spunea că se pregătesc de mormântare. Deci n-am fost șocat de nimic cu închisoarea. Aici, când am ajuns pe maximă siguranță, am început să realizez unde sunt și că am de stat aici, în mediul acesta, unde e foarte greu. Te-ai obișnuit? Da, cum să nu? Trebuie să mă obișnuiesc, trebuie să dau înainte.
Îmi pare rău că m-am încercat singur să-mi iau viața de atâtea ori, m-am înjunghiat, am încercat prin mai multe metode în noaptea aceea, după ce am omorât-o pe soția mea. Tot felul am încercat până am găsit cheile, să-mi fac rău să mă omor. Și am zis că nu are rost, Dumnezeu mă ajută să merg înainte. Dacă n-am reușit să-mi iau viața nici când am dat cu mașina în acel stâlp, am fost aruncat din impact, am fost aruncat afară, n-am pățit nimic din accident. Numai când m-am înjunghiat, mi-am tăiat intestinul subțire și am fost operat. Dar merg înainte, m-am obișnuit, nu am ce să fac. Vreau să ajung la mama mea, la tatăl meu acasă, frații mei. La câți ani ar trebui să te eliberezi? La 40 de ani ar trebui să mă eliberez condiționat, aproape de 40 de ani. Termen aș mai avea undeva la 44 de ani. Te vezi având o altă familie? Da, îmi doresc să ies de aici și să-mi fac familie, îmi doresc să fac copii, să mă duc să muncesc cum am și făcut până să intru aici. Nu m-am ocupat de infracțiuni, de absolut nimic. Am fost familist, eu asta stau și mă gândesc și aici. De ce, după o relație de 10 ani, în care și ea a strâns, nu a fost să zic în unul, hai să nu cea, și ea a fost cu mine, dar ceva s-a întâmplat acolo la lucru, acel băiat i-a sucit mințile, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Păi ziua, spre exemplu, mergeam la diferite magazine să vadă ce vrea să ia, tapetă ăștia, să fac apartamentul cum își dorea ea, cu spoturi, și deodată ziua ei era pe 21 de Constantin și Elena. N-am reușit să ne mutăm în acea zi. A mai durat o zi. Pe 22 noaptea am dormit prima dată acolo și pe 23 spre 24 noaptea mai am omorât-o. Deci s-a întâmplat asta așa deodată. Am stat și m-am gândit de ce, cât am stat cu părinții, cu fratele ei, cu doar două zile înainte, de ce nu o fi vorbit cu mama ei, cu tatăl ei, să-mi spună, să-mi dea vestea asta. A ales să plecăm de acolo, de unde am stat cu părinții, ne-am dus să ne mutăm și în seara respectivă, când am venit de la lucru, mi-a dat această veste. Eu prima dată am crezut că glumește, dar am văzut tonul cu care mi-a zis, vreau să ne despărțim, că eu mi-am găsit pe altcineva la lucru. Nu venea să cred, m-am pus jos acolo, mă, tu vorbești serios? Da. Păi de ce? Spune și mie motivul. Ce n-a fost bine? Nu știu, așa simt eu, vreau să ne despărțim. Prima comisă de Sorin a fost relatată pe larg în presă. În mai 2018 și-a ucis soția, dar și visurile. Povestește că a iubit-o nemărginit. Dragostea i-a furat mințile și l-a orbit de gelozie. Când a aflat că Raluca vrea să-l părăsească, i s-a întunecat judecata. Astfel, până la omor, a fost doar un pas. Părinții ei știau de relația ei? Păi mă gândesc că nu știau. Odată ce erau și ei fericiți că plecasem la casa noastră, cred că nu. Acum nu știu ce să zic. Poate mama ei poate știe ceva, nu pot să-mi dau seama. Nu cred că ar fi știut. Ai visat-o vreodată în acești ani? Da, am visat-o, dar momentele frumoase din viața noastră. Pe unde am fost, ce am făcut frumos, nu urât nimic. Îți reproșezi ceva? Da, regret foarte mult că i-am luat viața, avea tot viitorul și înainte, chiar dacă a făcut această alegere, dar cum să vă spun, și aici le-am povestit la mai mulți deținuți sau la domnii majori care mă întrebau, mă, Sorine, de ce n-ai lăsat-o și mergeai mai departe? Asta aș fi vrut și eu, nu mi-am ucis soția pentru că nu puteam trăi fără ea. A fost de moment, am fost la 180 de grade, m-am întors din bucuria aia care o aveam atunci când ne mutasem și să primesc această veste. Dacă îmi dădea cheile la mașină și mă lăsa să plec de acasă, eu i-am spus, plec de acasă, îmi iau viața, te las să faci ce vrei și nu mai mă interesează de nimic. Nu. Ea, auzind ce vreau să fac, nu a vrut. Am încercat să o conving că vreau să mă duc până la părinții mei în Oltenia, să mă calmez, n-a vrut. Zic, hai, urcă-te cu mine în mașină, mergem la părinții tăi la 3 km de cartierul nostru, stăteau ei unde am stat și noi cu ei, mergem să le spui ce vrei tu să faci, la ora aia, cât era târziu atunci. N-a vrut sub nicio formă. După ce a sunat băiatul respectiv, și mai tare m-am enervat și ne-am adresat niște replici, mă întrebam de ce face treaba asta și a bătut joc de mine. Pur și simplu am cedat și am pus mâna pe acel cuțit și m-am lovit. După cum l-ați auzit, Sorin a vrut să-și ia viața când și-a dat seama ceea ce a făcut.
nu a reușit. A fost salvat de către medicii timișoreni. Părinții lui au aflat de la televizor ceea ce s-a întâmplat. Tatăl lui Sorin și-a dat seama că este vorba de fiul său după ce a văzut mașina. El o cumpărase și era pe numele său. A rămas înmărmurit. Zile în șir vorbea singur și spunea că fiul său nu a putut să facă așa ceva. Ce fel de om erai tu până să intri la închisoare și cum ești acum? Eu consider că sunt același om care eram și afară. Aici îi las pe ceilalți să spună ce fel de om sunt. Nu pot să spun eu ce fel de om. Eu consider că sunt bun, dar îi las pe ceilalți să se convingă de comportamentul meu, ceea ce fac, cum sunt. Nu te-a schimbat în niciun fel închisoarea? Ba da, cum să nu? Cum să spun, sunt mai răbdător, gândesc lucrurile de mai multe ori înainte de a lua o decizie, mă gândesc la consecințe, nu chiar și fapta asta am făcut-o. Dacă mă gândeam mai mult, poate nu se întâmpla. Sunt mai răbdător și mă gândesc de multe ori înainte de a face ceva. Ce lume e aici, la închisoare? Din punctul meu de vedere, inclinația este mai mult spre rea decât spre bună. Să zic așa, un procentaj, 80% răi și 20% oameni mai buni. De ce crezi că sunt atât de răi? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Datorită detenției, cum au fost și afară, nu pot să-mi dau seama. Dar din ce am văzut eu, cam majoritatea sunt mai răi decât mai buni. În acești 4 ani de detenție, care ți-a fost, cel mai greu moment? Când ți-a fost cel mai greu? Cel mai greu moment a fost când am ajuns aici, pe această pușcărie de maximă siguranță, stând cu fel și fel de oameni, caractere diferite, mai sunt și tensiuni, dorul de cei dragi de acasă, distanța e foarte mare, aici nu mă pot vizita lunar, anumite lipsuri, lucruri care afară erau o normalitate, aici am lipsesc foarte mult. Ce să zic? Foarte greu. Cum poți să faci față dorului? Păi, pe secția unde sunt eu, se lucrează la cusut încălțăminte. Sunt la muncă la cusut încălțăminte. Când nu am de lucru, merg la curtea de aer, mai fac sport. De 2 ori pe săptămână merg și la sala de forță, câte o oră. Încerc să-mi fac activități, să uit de dorul ăsta de părinți. Mai îmi fac programare la vizita online, dar de 2 ori pe lună, când pot și ei stau la țară, fratele meu mai mic face programare și ne vedem jumătate de oră. E foarte, foarte greu. Sunt momente când mă gândesc mult, nu dorm, mi-e dor de ei, dar ce pot să fac? Merg înainte. Ce fel de om erai tu până să intri la închisoare și cum ești acum? Eu consider că sunt același om care eram și afară. Aici îi las pe ceilalți să spună ce fel de om sunt. Nu pot să spun eu ce fel de om. Eu consider că sunt bun, dar îi las pe ceilalți să se convingă de comportamentul meu, ceea ce fac, cum sunt. Nu te-a schimbat în niciun fel închisoarea? Ba da, cum să nu? Cum să spun, sunt mai răbdător, gândesc lucrurile de mai multe ori înainte de a lua o decizie, mă gândesc la consecințe, nu chiar și fapta asta am făcut-o. Dacă mă gândeam mai mult, poate nu se întâmpla. Sunt mai răbdător și mă gândesc de multe ori înainte de a face ceva. Ce lume e aici, la închisoare? Din punctul meu de vedere, inclinația este mai mult spre rea decât spre bună. Să zic așa, un procentaj, 80% răi și 20% oameni mai buni. De ce crezi că sunt atât de răi? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Datorită detenției, cum au fost și afară, nu pot să-mi dau seama. Dar din ce am văzut eu, cam majoritatea sunt mai răi decât mai buni. În acești 4 ani de detenție, care ți-a fost, cel mai greu moment? Când ți-a fost cel mai greu? Cel mai greu moment a fost când am ajuns aici,
pe această pușcărie de maximă siguranță, stând cu fel și fel de oameni, caractere diferite, mai sunt și tensiuni, dorul de cei dragi de acasă, distanța e foarte mare, aici nu mă pot vizita lunar, anumite lipsuri, lucruri care afară erau o normalitate, aici îmi lipsesc foarte mult, ce să zic, foarte greu. Cum poți să faci față dorului? Păi, pe secția unde sunt eu, se lucrează la cusut încălțăminte, sunt la muncă la cusut încălțăminte, când nu am de lucru, merg la curtea de aer, mai fac sport, de două ori pe săptămână merg și la sala de forță, câte o oră, încerc să-mi fac activități, să uit de dorul ăsta de părinți, mai îmi fac programare la vizita online, dar de două ori pe lună, când pot și ei, ei stau la țară, fratele meu mai mic face programare și ne vedem jumătate de oră. E foarte, foarte greu. Sunt momente când mă gândesc mult, nu dorm, mi-e dor de ei, dar ce pot să fac, cum merg înainte. Cei care îi cunoșteau pe soții Olteanu spun că erau doi tineri veseli care arătau cât se iubesc. Pe Raluca o îndrăgeau mai toți. Cu puțin timp înainte să fie ucisă, tânăra a postat pe Facebook un mesaj pe care nimeni nu l-a înțeles. Mai devreme sau mai târziu, fiecare primește ce merită. Părinții au avut probleme în sat pentru ceea ce ai făcut tu? Nu știu, au fost marginalizați? Soția mea stătea la 8 km de satul unde sunt eu. Discuții au fost, vă dați seama. Mai multe m-au acuzat-o pe ea, mulți, foarte mulți și din satul ei. Se întâlneau cu părinții mei, cu fratele meu și nu le venea să creadă ce a putut face ea, de ce a luat decizia asta, pentru că majoritatea, noi nu am făcut-o în Oltenia, de unde eram noi, aici nu aveam pe nimeni la Timișoara. Majoritatea au rămas șocați. Băi, de ce și-a bătut joc de băiatul ăsta dacă chiar a vrut să facă o familie? Mai bine spunea de la început sau până să ne băgăm în bancă cu creditul ăsta de 30 de ani, spunea, ne despărțeam, făceam ceva sau dacă îmi zicea de față cu părinții, poate plecam de acolo, nu s-a ajunge aici, cred eu. Dar nu pot să-mi dau seama, nu mai știe ce a avut în cap și eu am rămas șocat cum mi-a spus treaba că vrea să ne despărțim. Mai vedeam fericirea aia care o aveam, mamă, de 10 ani, zic să ne luăm casa noastră, fie bine. M-am rămas șocat cum mi-a spus, vreau să ne despărțim, așa, în ton răstit. De ce? Păi mi-am găsit pe altcineva la lucru. Ai plâns vreodată? Ai plâns vreodată de când ești închis? Da, de ce să nu? Să mint. Cum să nu? Sunt anumite momente în care, normal, că am plâns. Este o rușine să ajungi la închisoare? Eu zic că da, este rușine să ajungi aici. Ajunge lume care a făcut ceva rău în societate de a ajuns aici. Este rușine, din punctul meu de vedere, e rușine. Le-ai povestit celorlalți deținuți ce ai făcut? Da. Ce ți-au spus? Mai mulți deținuți am vorbit despre fapta mea. Unii, majoritatea, îmi dau dreptate, alții mai zic, bă, ce s-au terminat femeile, trebuia să o lași. Eu știu treaba asta și eu o gândesc așa aici, dar fiind singur acolo în apartamentul ăla, doar eu cu ea, nu cunoșteam pe nimeni acolo, să zic că puteam pleca din apartament să mă duc să mă relaxez, să mă întorc. Nu aveam chei la mașină, nu aveam unde să mă duc. A fost un șoc de moment, eu... Parcă Dumnezeu mi-a luat mințile, numai asta gândeam atunci, să-mi iau viața și s-a întors la 180 de grade de s-a întâmplat de a mă omorât-o pe ea. Eu nici nu credeam că nu mă omor în noaptea aceea. Tu ce crezi că este cel mai important în viața unui om? Păi eu cred că familia. Să-și facă o familie, copii și să fie fericiți de ei, alături de ei. Și asta cred eu. Sorin este încarcerat de 4 ani. În momentul de față se află în penitenciarul de la Arad. Zi de zi se gândește la ceea ce a făcut și a șocat, dacă se poate spune așa, destinul. Părinții săi au rămas alături de el și ei au fost condamnați la 15 ani de remușcări și de regrete, de umilință și de rușine. Socrii l-au privit cu ură din acea seară. Mai crezi în iubire? Este greu cu...
datorită ce mi s-a întâmplat, sunt foarte dezamăgit. Și aici am întâlnit mai mulți deținuți care li s-a întâmplat asemănător ce mi s-a întâmplat mie. Și sunt foarte dezamăgit de treaba asta. Mulți spuneau, un an, doi, am stat 6 luni, s-a întâmplat, dar la noi erau foarte mulți ani, aproape 10 ani erau de când eram împreună. Nici nu mă gândeam că se va întâmpla treaba asta, dacă am luat decizia asta să ne băgăm și prin bancă și să facem chiar copii, vorbi, să-mi treia să meargă să-și facă niște analize, programasem tot. Nu pot să-mi dau seama ce a fost în capul ei de s-a întors deodată. Părinții ei ți-au reproșat ceva? În instanță, când mergeam, da, când ieșeam din instanță, mai țipau după mine, în sală acolo nu ziceau nimic, doar își doreau ca să primească închisoare pe viață, să nu mai ies de aici pentru că copilul nu mai este. Dar eu le înțeleg durerea și n-am avut nimic de zis. Le înțeleg durerea pentru că nu mai este copilul lor. Dacă ar fi soția ta acum aici, ce îi spune? Păi, acum, după ce mi s-a întâmplat, sincer, ea spune să-și facă bagajele, să se ducă să-și vadă de treaba ei, de treaba mea și e o lecție de viață pentru mine ce s-a întâmplat și poate este și pentru alți deținuți care au auzit povestea mea ce s-a întâmplat. Dar asta ea spune, să-și facă bagajele și să meargă unde vrea. De ce ai vrut să apar la televizor? Sincer să vă spun, a fost ceva pentru muncă aici în penitenciarul ăsta, au venit niște televiziuni, noi eram la cusul de papuci acolo în cameră și chiar în camera noastră s-a nimerit să intre acele televiziuni și domnul educator de aici m-a rugat, m-a sunat la telefon să mă întrebe dacă vreau să particip la această emisiune. Eu și-am zis că da, nu am nimic de ascuns. Bineînțeles, am avut eu câteva emoții acum, dar nu am nimic de ascuns, nu. Cu toată lumea am vorbit despre fapta mea, nu mi-este rușine, îmi pare rău ce am făcut și eu plătesc pentru ce am făcut. La 40-41 de ani, Sorin ar putea să se elibereze. Nu știe cum va arăta viața lui de după închisoare. Încă o iubește pe Raluca. Încă mai caută răspunsuri la ceea ce a făcut și de ce a făcut. Uneori o visează, nu îi reproșează nimic în vis. Nopțile în care o întâlnește îi răscolesc sufletul. A iubit nespus, dar cu toate acestea a ucis. Indiferent de argumentele sale, el va rămâne soțul care a omorât la nervi aleasa inimii. Dacă ai putea să dai timpul înapoi și să schimbi ceva, ce ai schimba? Aș fi mult mai calculat și aș lua o decizie în care să fie bine. Nu aș mai face niciodată ce am făcut. N-aș mai reacționa așa cum am reacționat atunci. Dacă la un moment dat îți vei face o altă familie, îi vei spune ce ai făcut? Eu consider că da, trebuie spus, pentru că oricum se va afla. Nu am cum să ascund așa ceva. Se va afla, orice ar fi. Doar și chiar dacă este din altă parte, nu este din zona mea, se va afla. Pe internet sunt știrile date, am fost dat la televizor și cu fapta, se vorbește. Copiilor le vei spune? Cum? Copiilor, dacă vei avea, le vei spune? Când vor crește, da, posibil le spune. Cum să nu? Ce s-a întâmplat? Asta vreau să vă spun dumneavoastră. Tatăl meu același lucru a pățit ce am pățit și eu, numai că el a avut tăria de s-a despărțit de mama mea pe cale verbală, nu a făcut ce am făcut eu, asta mai bine psihic, eram și eu și fratele meu mai mare, eram mici, eu eram, nu mai țin minte, nici la grădiniță nu eram când s-au despărțit, dar el a avut tăria și a trecut peste ce s-a întâmplat, tot așa a făcut și el, a muncit foarte mult, a ajuns în divorț, s-a împărțit avere, multe și eu în acea noapte când mi-a spus soția ce vrea să facă, toate lucrurile astea mi-au trecut prin cap.
Eu mai am o frate mai mare, el a rămas la mama mea care m-a născut, eu am rămas la tată. Și mai am un frățior din a doua căsnicie al mamei. Și, nu știu, noaptea a zic, ia uite ce a pățit tatăl meu și a bătut joc de mine și soția, zic, nu știam, îmi doream să mor, zic, mă, nu vă să trec peste asta, o las să facă ce vrea, mă duc și-mi iau viața și gata, am terminat cu tot. Pentru că eu am greșit mult față de ei, nu i-am ascultat, mi-au dat sfaturi bune părinții mei, au văzut că m-am schimbat foarte mult, zic, mă, nu-i bine. Dar eu, fiind îndrăgostit, am iubit-o foarte mult, am făcut cam ce-a vrut ea. Dar crezi că ea a vrut să te îndepărteze de familia ta? Asta nu cred că ea ar fi vrut, dar eu m-am îndepărtat pentru că părinții lucrau de foarte mult în Timișoara, fratele era acolo. Eu am plecat din Oltenia de lângă părinții mei, când i-am propus să ne luăm apartament la Târgu Jiu. Le-am spus că și acolo sunt posturi de lucru, își termină facultatea în Timișoara și se găsește și la Târgu Jiu de lucru, fiind un oraș mai mic, dar acum s-a dezvoltat, e foarte bine. Ea n-a acceptat. Nu, la Timișoara, ne luăm la Timișoara, că viitorul copiilor noștri e mai bun în Timișoara, aici sunt posturi de lucru mai multe. Nu, n-am. Oarecum da, ea m-a îndepărtat de familia mea. Avea ea ceva în cap că ai mei nu o suportă ceva, dar se înșela, pentru că mama întotdeauna mai mergeam și singur la Oltenia fără ea, când nu vrea să vină. Dar mama mea mi-a zis întotdeauna, faci ce vrei, dar noi nu avem nimic cu ea. Așa îi se părea ei, nu știu de ce. Sorin Oltanu, un tânăr rătăcit în negura gândurilor sale, pierdut în stări contradictorii, spune lumii că a ucis, dar a și iubit în același timp cu disperare. O dragoste ce-l va urmări toată viața. Dacă va mai iubi sau nu, rămâne de văzut. Până una alta, este doar un bărbat extrem de gelos care, într-o seară de mai, și-a ucis soția. Teii stăteau să dea în floare, împrăștiind mirosul lor în povești de dragoste amare. Dă-mi și mie o definiție în închisorii. Un loc, să zic așa, iadul de pe pământ e aici. E foarte greu, e un mediu diferit față de cel de afară, unde trebuie să te supui regulamentului de aici. Este foarte greu. Eu aș vrea să uit tot de aici când voi ieși. Absolut nimic să nu mai... Și dacă ar fi soția ta acum aici, ce îi spune? Păi, cum v-am spus, eu încerc iertare față de ea așa pentru ce am făcut, că nu merita să iau viața, dar ce pot să mai fac dacă pe moment nu am mai gândit pur și simplu atât? Îmi pare rău și când dau de greu aici, câteodată mă gândesc, bă, stai, am făcut o faptă foarte grea, trebuie să sufăr, asta e, eu am venit cu aici, nu m-a adus nimeni. Dar trec peste, ce să fac? Sorin, o altă poveste amară de iubire. Dacă se va mai îndrăgosti vreodată sau nu, rămâne ca viața să-i arate. Dacă va rămâne doar cel care și-a ucis soția, doar de el depinde. Sunt Adriana Stoicescu și vă aștept săptămâna viitoare, tot aici, pe B1 TV. Am început să mă droghez și trebuia cumva să fac lucrurile astea. Pentru a putea să mai mă droghez și eu, să mă simt bine sau asta. De la ce vârstă ai început să te droghezi? Undeva la 14 ani, să zic, 15 ani. La 14 ani? Da. Cum te-ai întâlnit tu cu drogurile? Prieteni, anturaje. Ce fel de droguri? Poftim? Ce fel de droguri? Am început cu iarbă și apoi am continuat. Am avansat. Cum ar veni? Părinții au știut? La început nu au știut. După o perioadă au știut. După... Să zic că 5 ani, să zic cam așa. Bine, bănuiau ei, dar n-aveau o certitudine, să zic. Până nu am pățit odată că am fost în comă din cauza asta. Și așa au aflat ei că mă droghez și că sunt în lumea asta, cum ar veni. Și cum au reacționat?
Păi vă dați seama, am fost în comă, nu puteau să fie prea... să-și expună părerile prea tare, ori încercat să mă iei cu frumosul. Dar nu, în timp au zis că nu e ok să mă reglementez, să-mi reglementez viața. Dar, vedeți, am ajuns aici. După ce ai fost în comă, nu te-ai speriat încât să renunți? M-am speriat o perioadă, să zic că am fost o perioadă ok, dar apoi le-am înlocuit. Nu mai am consumat drogurile care m-au adus în comă, am consumat altele. N-ai avut niciodată ambiția de a renunța? Să spun așa, nu le consideram ceva foarte periculos sau că ele mă domină pe mine. Aveam undeva un control asupra lor, dar era când se depășea limita și mă conduceau ele pe mine, să zic așa. În momentul în care tu te-ai apucat de acest consum, știai ceva despre droguri, despre efectele lor? Așa, vag, dar cu adevărat ceea ce-ți fac ele, ceea ce-ți provoacă, nu cunoșteam. Poate nici acum nu cunosc cu adevărat ceea ce pot să-ți facă drogurile. N-ai avut niciodată... Ce efect au asupra. N-ai avut niciodată curiozitatea să citești, să afli ce efecte au aceste substanțe? Am citit, să zic, și am mai și aflat din stânga dreapta, dar eu să zic că le foloseam pentru distracție sau recreativ. Nu eram genul de om care, dacă nu este, nu mai pot sau lucruri de genul ăsta. Ce ai făcut de ai fost condamnat prima dată? Prima dată m-au prins pe stradă în mașină, jandarmii, cu aveam iarbă și un pachetel de cocaină la mine, de 10 grame. Și am fost condamnat cu suspendare pentru posesie de droguri, pentru consum. Și, să zic, după ce am rămas definitiv în fapta asta cu posesia de droguri, m-am prins în flagrant că vindeam iarbă și cristal și m-am prins cu 6 kg de iarbă și 100 de grame de cristal. Și aici m-am condamnat 3 ani și 4 luni. Și mi-a dat cu suspendarea prin adunare, m-a făcut de 5 ani și 4 luni. Este greu la închisoare, numai că stai departe de familie, stai departe de cei dragi. E greu. Dar ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Din cauza anturajului. Mentalitatea de copil, am plecat cu mai mulți prieteni să ne distrăm și de acolo, de la distracție, am plecat, am intrat peste cineva în casă să furăm și acea persoană a decedat după 4 zile. Câți ani aveai? 18 ani. Și așa vă distrați voi? Intrați peste lume în casă? Nu așa ne distram, da? A fost în seara aia, deci s-a întâmplat această chestie, această problemă. Dar ce ați vrut să faceți? Să furăm. Știam că are bani acolo în casă și am intrat să furăm. Și ce s-a întâmplat în casă? Păi acolo, când am dat să intrăm în casă, în cameră, s-a trezit și în timp ce noi am dat în ușă să rupem ușa, a lovit ușa în coaste și a intrat în plămâni și a perforat plămâni. Și de aceea a decedat, după 4 zile a decedat. Îl cunoșteați? Da. V-a cunoscut? Nu. De unde știați despre el? Păi doi dintre ei care au fost cu noi în seara aceea, când au auzit că a murit, s-a dus la sunat la poliție și a zis că noi am fost acolo. După cât timp ați fost arestați? După 4 zile. Cum a fost la proces? Urât. Urmă.
Când ai ajuns, când ai auzit condamnarea? Mi-a fost greu, vă dați seama. Familia ta ce a spus? Ce a spus? Le-a părut rău. Au fost alături de mine cât a trăit tata, după aia n-am mai decât un frate și o soră care țin legătura cu ei. Mama ta? Mama mea nu mai țin legătura cu ea din 2014. De ce? Ce s-a întâmplat cu mama ta? Când a murit tata. Când a murit el, văd, s-a dus tulpul casei și a început să iau unul în stânga, unul în dreapta. Sora cu fratele tot așa s-a însurat, s-a măritat și decât că ei țin legătura. Și după aia mama a plecat de acolo, de la casă părântească.